Bună, fetelor! Astăzi am pregătit iarăși două modele de unghii. Vom folosi aceeași tehnică, cea cu care v-am obișnuit deja. Vom folosi un pix ca să formăm aceste cerculețe. Iar pentru acest model am folosit de la Lixavien două nuanțe foarte drăguțe. Un turcoaz deschis și un albastru navy. Și am ales degetul mare și inelarul pentru albastru navy, culoarea de fond, iar celelalte unghii le-am dat cu acest turcoaz, după care am început să fac efectiv cerculețe pe fiecare unghie în parte. Simplu fapt că nu am fiecare unghie, adică nu sunt toate unghiile la fel. Asta este ce face acest model să fie destul de interesant. Să nu uitați să adăugați la sfârșit încă un strat de lac de unghii transparent peste, deoarece va face modelul să arate mult mai bine. Și sugestia mea este să nu aplicați imediat după ce ați făcut aceste cerculețe. Dați-le un timp să se usuce ca să nu se împrăștie modelul. După cum puteți observa, inelarul meu deja are lacul de unghii și se poate vedea diferența între degetul mare și inelar. În sensul că pe o unghie nu era aplicat lac transparent peste model. Lacul transparent este bun deoarece face ca modelul să reziste un timp mai îndelungat. Sper să vă placă exemplul meu și să-l încercați și voi. Sunt foarte ușor de realizat și puteți să schimbați culorile, să puneți absolut orice culoare vă place, numai să aveți grijă să se potrivească cât de cât. Acesta este următorul model de unghiuțe pe care eu pur și simplu îl ador. Mi se pare că a ieșit foarte bine. Am folosit același turcoaz de la Lixavien și de la Kalos această nuanță de gold cu puțin de roz, aliu, așa cred că bate spre roz un pic, nu știu dacă așa este și în realitate, pentru că nu mai am oja aceasta pe unghie în momentul în care fac partea audio. Și am făcut pe două dintre unghii acest model de leopard pentru petele de leopard. Nu trebuie să faceți cercuri perfecte, pur și simplu trebuie să arate exact cum vedeți aici, ca niște pete mai mici, mai mari, mai inegale, după care cu ajutorul unei scobitori veniți pe margini și conturați, însă nu conturați complet. Procedați cum vedeți pe filmare. Și după cum puteți observa, eu am ales ca și culoare de fond pentru aceste două unghii, am vrut să fie diferit, una să fie cu acest auriu și cealaltă cu acest turcoaz deschis. Se poartă acest gen de model. Nu uitați să adăugați un lac de unghii transparent peste ca să protejați designul. Sper să vă placă, sper să încercați și voi. Și mai ales vă rog, dacă încercați aceste modele, să faceți câte o poză, să postați pe pagina mea de Facebook și să-mi arătați dacă ați reușit sau nu ați reușit. Și mai ales acum la final o să vă rog să nu uitați, ca de obicei, să-mi dați un like, să-mi
share-uiți conținutul și să vă abonați la acest canal. Vă urez sărbători fericite, un weekend cât mai frumos și să ne reauzim cu bine. Bye!